Bună ziua, sunt Victor Marghidan, consilier local și secretarul Comisiei Juridice, Comisia numărul 5. Ați putea să ne spuneți câte proiecte ați inițiat în acest mandat și care este, din punctul dumneavoastră de vedere, rolul consilierului local? Inițierea unui proiect de consiliu, proiect de hotărâre pentru consiliul local, nu trebuie să fie atributul unei singure persoane. Nu vreau să-mi asum meritele pentru un anume proiect sau pentru anume proiecte, vreau doar să mulțumesc întregii echipe de consilieri cu care am lucrat, bineînțeles, în primul rând, colegilor din PSD, dar și celorlalți colegi. Au fost proiecte frumoase la care am participat, ne-am adus toți aportul în ședințele de comisii, chiar și în ședințele de plen prin amendamente, iar rolul unui consilier nu este altul decât o punte de legătură între cetățeanul obișnuit și administrația locală. Și noi suntem cetățeni obișnuiți, nu suntem altceva decât oameni din acest oraș, oameni care trebuie să aducă la cunoștință și să rezolve problemele orașului.